Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Momentul Adevărului. Discutăm în această seară despre înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2015-2016. Cum se fac aceste înscrieri? Unde se organizează ele? Care sunt criteriile de departajare și care sunt actele pe care trebuie să le pregătească părinții? Toate aceste lucruri, dar și multe, multe altele interesante, spun eu, le aflăm în această seară de la doamna Coralia Matei, inspector școlar pentru învățământul primar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Bună seara, doamnă, bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Doamnă, o primă întrebare ar fi: când încep aceste înscrieri? Pentru că au fost anumite nedumeriri, să le numesc așa, în rândul părinților, care inițial înțeleseseră că înscrierile se fac pe 16 februarie și de fapt ele debutează pe 23. De unde această nedumerire? Așa este, aveți dreptate. Oficial, înscrierile în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2015-2016 vor începe pe 23 februarie. Această nedumerire a apărut datorită faptului că inițial Ministerul Educației și Cercetării Științifice a propus un plan, un proiect de metodologie care prevedea un alt calendar, și anume ca înscrierea la clasa pregătitoare să debuteze în 16 februarie. Dar, repet, înscrierile vor demara în școli în data de 23 februarie. Este adevărat că noi am avut o perioadă care a pregătit acest proces de înscriere la clasa pregătitoare și această perioadă de pregătiri a demarat la 16 februarie. Am înțeles. Cât durează această perioadă de înscriere, doamnă? Perioada de înscriere durează până pe 13 martie 2015. Bun, haideți să le explicăm în primul rând părinților, pentru că mă gândesc că ei sunt cei mai interesați și poate cei mai în necunoștință de cauză în ceea ce privește acest proces de înscriere a copiilor. În cazul lor, o luăm așa, pas cu pas, în cazul în care un copil împlinește vârsta de 6 ani până la 31 august 2015, părinții au obligativitatea de a-l înscrie la clasa pregătitoare. Exact. Prezenta metodologie emisă prin ordinul 3171 din februarie 2015 prevede două perioade de vârstă pentru înscrierea la clasa pregătitoare. Prima perioadă se adresează copiilor care sunt născuți până la 31 august, inclusiv, și părinții acestor copii sunt obligați să înscrie la clasa pregătitoare. Există al doilea segment de vârstă, cei care sunt născuți între 1 septembrie și 31 decembrie, iar aceștia se pot înscrie la clasa pregătitoare numai la solicitarea părinților, cu un aviz favorabil din partea Comisiei de Evaluare Psihosomatică a dezvoltării copilului. Acea testare psihologică. Nu ea spune neapărat o testare psihologică, poate că este mult spus o testare psihologică. O testare bazată pe un mini-interviu, copilul este întrebat numele, vârsta, dacă își cunoaște numele părinților, sunt întrebări care pun în valoare dezvoltarea psihosomatică a preșcolarului și a copilului apt să meargă la școală. Am înțeles. Spuneți dumneavoastră că doar la solicitarea părinților, exact, copiii născuți între 31 august, 31 decembrie 2015 pot merge la această clasă, exact, zero, cum este ea cunoscută. Deci ei nu sunt obligați să meargă ei nu la sunt școală. Obligați. Obligativitatea există doar în cazul copiilor născuți până la 31, exact, august 2015. Ce facem cu acei copii care nu au făcut clasa pregătitoare, au vârsta de 7 ani și implicit trebuie să meargă la clasa 1? Și pentru acest an școlar, pentru anul școlar viitor, de fapt, metodologia prevede câteva articole destinate acestei categorii de copii. Cei care, așa cum ați spus dumneavoastră, vor împlini 7 ani, dar nu au fost incluși în școală. Aceștia se pot înscrie direct în clasa 1, ca și în anii anteriori, numai că există pericolul ca școala de care el aparține, școala de circumscripție, să nu-i ofere niște condiții optime, adică colectivele deja să fie formate, să fie formate cu un colectiv numeros, 36 de copii, și atunci directorul își rezervă dreptul și poate spune că nu are unde să primească copilul respectiv. Și ce poate face părintele? El poate merge caz către o școală care are locuri disponibile, înțelegând prin locuri disponibile un număr mai mic de 25 de elevi la clasă. Practic, în cazul unui copil care a împlinit vârsta de 7 ani, nu se mai pune problema că are posibilitatea de a alege prea cam mult. Cam așa, exact. Tocmai de aceea noi am făcut în permanență recomandarea părinților
să îi aducă în școală. Sunt cazuri izolate, însă și anul trecut au fost cazuri izolate și noi sperăm ca și anul acesta să nu avem foarte multe probleme de acest fel, pentru că oamenii au înțeles care este rolul clasei pregătitoare și ei din grădiniță sunt informați, fapt pentru care, repet, cazurile sunt foarte puține. În cazul copiilor care există. Am înțeles. În cazul copiilor care împlinesc 7 ani, în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2015, este nevoie de acea evaluare psihosomatică? Da, da. Și pentru această categorie de vârstă, deci cei care împlinesc 7 ani între 1 septembrie-31 decembrie, el poate intra în clasa 1 numai dacă primește aviz favorabil din partea Comisiei de Evaluare din cadrul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică. Bun. Sunt cazuri de părinți, acum nu știu, urmează să-mi spuneți dumneavoastră dacă sunt numeroase sau nu, care ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani după data de 31 decembrie 2015. Fie că vorbim de 1 ianuarie, poate chiar 2016, fie că vorbim de februarie, martie și așa mai departe. Ce se întâmplă în cazul acestor copii? Au ei posibilitatea de a merge la clasa pregătitoare sau este, așa cum am auzit, nevoie de o derogare din partea Ministerului Educației? Prezenta metodologie nu are nicio precizare pentru acest segment de vârstă și nici în anii anteriori nu a avut. Însă au existat cazuri de acest fel, copilul, părintele spunând că se simte defavorizat doar că nu a fost născut pe 31 decembrie, ci pe 1 ianuarie. Și atunci, la solicitarea scrisă a părinților, Ministerul a emis o notă către inspectoratele școlare județene și ne-a solicitat să rezolvăm aceste cazuri, dar nu neapărat favorabil. Nu neapărat favorabil. Copilul este supus acelui test de evaluare și dacă într-adevăr demonstrează că este apt pentru școală, el este înscris în clasa pregătitoare. La fel se va întâmpla și în anul acesta școlar, în cazul în care, bineînțeles, vor exista Presupun că da. Dacă vor exista solicitări, eu cred că vom avea și noi deschiderea și inclusiv Ministerul Educației pentru a da curs acestor solicitări. Și acum eu vin să vă întreb, în primul rând, în calitate de părinte, de ce ar face un părinte un asemenea pas? Probabil aceeași întrebare v-a spus-o și dumneavoastră. De ce, dacă copilul său nu se încadrează în aceste criterii despre care noi vorbim, de ce totuși să-l ducem la școală? Solicitările care au fost în anii școlari anteriori au avut la bază câteva motive. Primul ar fi că foarte mulți dintre colegii cu care copilul a frecventat grădinița pleacă către clasa pregătitoare, aceștia fiind născuți într-unul dintre segmentele care permit. Și copilul rămâne fără prieteni în grădiniță. Un al doilea motiv care trebuie luat în seamă și părinții îl expun ar fi acela că urmăresc un anumit cadru didactic, un anumit învățător, care a fost probabil învățătorul unui alt copil mai mare sau a unei cunoștințe și a auzit foarte multe aspecte pozitive despre activitatea acestuia și vor neapărat să fie la învățătorul respectiv care ia promoția de clasă pregătitoare în anul școlar viitor, unde copilul evident nu are acces. Cam acestea sunt cele două motive care au fost invocate avem și părinți care merg pe ideea că au copilul foarte dezvoltat din toate punctele de vedere, atât fizic cât și la nivel intelectual și că se plictisește cumva în grădiniță, crezând că face parte cu succes provocărilor clasei pregătitoare. Și acum eu vin și vă întreb, dacă doriți răspundeți, dacă nu, nu. Dumneavoastră, ce ați sfătui pe acești părinți? Să facă pasul? Este în beneficiul copilului un asemenea pas sau nu? Sunt și eu părinte și eu personal nu mi-aș duce copilul de la 5 ani neîmpliniți la școală. Dar e dreptul părintelui să aleagă, până la urmă el își cunoaște mai bine copilul, chiar dacă noi suntem specialiști în educație, părintele cunoaște cel mai bine interesul copilului și dorința lui de a merge la școală. Așa este. Ați spus puțin mai devreme că foarte mulți părinți iau în calcul dorința pe care o au ca cel mic sau cea mică să ajungă la un anumit învățător. Cunosc și eu cazuri de părinți ai căror copiii nu au împlinit vârsta, dar, exact cum spuneți dumneavoastră, vor merge la clasa pregătitoare pentru că trebuie să ajungă pe mâna învățătorului X. Sunt multe cazuri de acest gen la momentul de la față? La momentul acesta nu știm situația. Vă dați seama că din anii trecuți, din experiența anilor trecuți. Dar din anii anteriori, da, avem un exemplu elocvent, Colegiul Caragiale,
care a, numărul de copii înscriși la această unitate de învățământ a bulversat foarte mult planul de școlarizare. Este o tradiție ca această unitate de învățământ să aibă o singură clasă pe an. Câți copii, de curiozitate, câți copii 48 au fost înscriși? 48 s-au înscris anul trecut. 48 la un singur învățător? Da. Atunci, bineînțeles că inspectoratul școlar a fost nevoit să mărească numărul de clase pentru această unitate de învățământ și acum sunt două clase, astfel încât activitatea se desfășoară în condiții optime. Dar învățătorul n-a avut cum să rupă două. Nu s-a putut, exact. Cei care au rămas acolo sunt mulțumiți, au dat dovadă că până la urmă n-au venit numai pentru învățător, au venit și pentru unitatea de învățământ, care este una de prestigiu. Există un număr limită de locuri în ceea ce privește aceste clase pregătitoare? Adică, la învățătorul X merg 25 de copii, nici mai mulți, nici mai puțini. Aceasta este o politică pe care școala o stabilește. Evident că un bun manager de unitate de învățământ are interesul să atragă părinți, să atragă copii în școala respectivă și atunci, dacă are un învățător care este solicitat de mai mulți părinți, el încearcă să respecte dorința părinților, dar nu trebuie să existe practic diferențe foarte mari între numărul de elevi la două colective paralele din aceeași unitate de învățământ. Am înțeles. Vorbeați puțin mai devreme de acea evaluare psihosomatică a copilului în eventualitatea în care părintele dorește să-l înscrie, deși el este născut în perioada 31 august 2015-31 decembrie 2015. Știu că nu ține de competența dumneavoastră, așa că o să le spun eu părinților cam cum decurge această evaluare și cine o realizează. Iată, evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se face în diferite zone ale județului, în cazul nostru în Prahova, cu prioritate în grădinițe. Ea se efectuează în perioada 17 februarie-11 martie, în intervalul orar 10-18, de către personal de specialitate din instituții, unități școlare, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar. Eu aș veni cu o completare, dacă îmi permiteți. În județul Prahova sunt 13 astfel de centre înființate, 3 în municipiul București, 2 în municipiul Câmpina și în fiecare județ al, în fiecare oraș al județului un centru. Nu sunt prioritare în grădiniță. Avem doar două grădinițe care, din Ploiești, care au fost nominalizate ca și locații pentru a se realiza această evaluare. Ele sunt de obicei în școlile, în școlile unde au cabinete de consiliere și unde există un profesor consilier. Am înțeles. Bun. Am lămurit aspectul legat de vârsta pe care trebuie să o aibă copilul, care sunt criteriile pe care trebuie acesta să le îndeplinească, acea testare psihosomatică. Acum vreau să vă întreb, doamnă, la ce școală poate fi înscris un copil? Părintele locuiește pe strada X, vrea să-și ducă copilul la clasa pregătitoare. Ce condiții trebuie să întrunească? Copilul poate fi înscris în oricare școală își dorește. Da? Există însă reguli pe care trebuie să le respecte. Copilul este înscris și primit în oricare moment în școala de circumscripție. Practic unde are domiciliul. Unde are domiciliul, evident. Circumscripție înseamnă o zonă arondată școlii cele mai apropiate. Iar dacă părintele nu dorește să-l ducă la acea școală, poate să-l ducă merge la o altă, altă școală, acolo unde își dorește, numai că el va fi înscris în momentul în care școala se asigură că a primit întâi copiii din circumscripție și dacă mai sunt locuri libere disponibile, atunci îi primesc și pe cei care provin din altă circumscripție. Deci, practic, în a doua sesiune de înscriere. Nu în a doua sesiune. Există o primă etapă cu trei faze de înscriere. Prima etapă se derulează între 23 februarie și 13 martie. În data de 16 martie, Comisia Națională a Ministerului Educației, Cercetării și Științifice procesează pe baza aplicației informatice cererile depuse de copii, de părinți. Și sunt admiși copiii care au depus cerere la școala de circumscripție. În a doua fază, a primei etape, sunt admiși copiii care nu sunt din circumscripția respectivă și au dorit să meargă la o altă școală decât cea de circumscripție, dar numai dacă în școala respectivă au rămas locuri libere. În momentul în care ei se înscriu, au posibilitatea de a opta dacă în cazul în care nu prind un loc în această școală,
să se întoarcă în școala de circumscripție, de unde ei aparțin. Practic, din câte înțeleg eu de la dumneavoastră, părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să-i fie oarecum rezervat, exact, în eventualitatea, exact, în care, exact, copilul nu este admis la o altă unitate, exact, corect? Da. Și în această a doua fază sunt, repet, admiși, dacă au rămas locuri libere, cei care au solicitat o altă școală decât cea de circumscripție. Am înțeles. Da? Care este în momentul de față, văd că aveți acolo hârtiile, spuneți, da, vă rog. Și a treia fază este întoarcerea copiilor în școlile de circumscripție pentru aceia care au optat să se întâmple lucrul acesta. Care este în momentul de față situația la nivel de Prahova? Câte clase pregătitoare sunt gata să-și întâmpine copiii în anul școlar 2015-2016? Știu că sunt peste 200 de astfel de clase în județ. Cele mai multe, bineînțeles, în Ploiești, mă gândesc. Dar nu numai. 263 de clase. Dintre care 71,5 clase în municipiul Ploiești. De și ce poate 5? Vă va surprinde 5, da. Pentru că avem o școală cu clasele 1-4, școala numărul 22 din cartierul Mitica Apostol, care de fapt este structura școlii gimnaziale George Emil Palade din Ploiești și care funcționează cu învățământ primar în sistem simultan, deci el va avea doar o jumătate de clasă. Am înțeles. De clasă pregătitoare. Restul claselor, deci diferența până la 263, provin din municipiul Câmpina și celelalte orașe ale județului, dar și din mediul rural. Din mediul rural. Deci 263 spune. Exact. Sunt suficiente pentru a acoperi, mă gândesc că există, sigur, o statistică, sigur, pentru a acoperi necesarul de copii? Întotdeauna planul de școlarizare, planul de învățământ, se realizează în funcție de numărul de copii recenzați născuți în perioada aceasta. Deci inspectoratul se asigură că sunt clase suficiente pentru a cuprinde toți copiii înregistrați ca fiind născuți în perioada optimă pentru a merge în anul școlar viitor la clasa pregătitoare. Care sunt, doamnă, unitățile de învățământ? Care credeți? La fel, vorbim din experiența anilor trecuți, pentru că înscrierile, cum spuneam, începe 23 februarie. Care considerați dumneavoastră că vor fi unitățile de învățământ cele mai asaltate, să spun așa, de părinți? Îmi dădeați puțin mai devreme exemplul colegiului Caragiale, unde s-a întâmplat să fie 48 de copii înscriși pentru o singură clasă. N-aș putea să spun cele mai căutate. Poate școlile situate într-o zonă în care, într-adevăr, există foarte multe spații locative, blocuri cu 10 nivele, case foarte multe și au și o circumscripție destul de largă. Școlile care au foarte multe clase, vorbim de 5 clase sau 4 clase pentru clasa pregătitoare, sunt școlile Sfântul Vasile, școala Sfânta Vineri, școala Grigore Moisil din Ploiești, Colegiul Național Jean Monnet, cunoscut de părinți poate și sub numele de liceu pedagogic. Cam acestea sunt. Iar în zona de vest, școala gimnazială Ia Basarabescu, școala gimnazială George Emil Palade, sunt școli care și-au propus în planul de școlarizare 4, respectiv 5 clase. Țin cont în primul și în primul rând părinții de notorietatea pe care o au astfel de unități de învățământ în momentul în care optează să-și ducă copilul către acea școală? Sau care sunt criteriile pe care aceștia le iau în calcul? La fel, vorbim din experiența anilor trecuți. Să știți că, așa cum rezultă din cererile pe care părinții le depun, foarte mulți au domiciliul aici, în această zonă. Deci nu merg neapărat pentru că școlile acestea au un renume. Merg pentru că ei au domiciliul, locurile practic care sunt disponibile se ocupă din prima fază a primei etape de înscriere. Asta demonstrează că acei copii care s-au înscris la școala respectivă sunt din circumscripția școlară. Există însă și cazuri în care părinții își duc copilul la anumită școală pentru că școala se află în drumul lor către serviciu, pentru că în zona au bunici care se ocupă de copilul respectiv, pentru că în școala respectivă au avut un frate sau o cunoștință care a vorbit foarte frumos despre instituția respectivă. Și aici ați punctat foarte bine, pentru că vreau să vorbim, doamnă, despre acele criterii pe care le stabilește fiecare unitate de învățământ în parte anul acesta, atunci când își selectează copiii pentru clasa pregătitoare. Cu alte cuvinte, pe lângă aceste considerente cu caracter general pe care dumneavoastră le-ați menționat deja, mai există și altele pe care fiecare unitate de învățământ și le stabilește individual.
Vă spuneam că în a doua fază a primei etape sunt acceptați copiii care nu aparțin circumscripției școlare în funcție de numărul de locuri. Dacă există mai puține cereri decât numărul de locuri disponibile, problema este foarte simplă, sunt acceptați toți copiii. Dacă însă sunt mai multe cereri depuse decât numărul locurilor disponibile, atunci se aplică în primul rând criterii generale. Criteriile generale sunt menționate în metodologie. Și acestea sunt dacă copilul are un certificat de handicap, are prioritate, dacă este orfan de ambii părinți. Acestea sunt acele criterii de departajare, despre care vorbeam. Da, dacă este orfan de un singur părinte sau dacă în școală are frați sau surori, ca să ușureze cumva activitatea părintelui. Dacă aceste criterii generale nu ajută la departajarea copiilor, se aplică niște criterii specifice care sunt elaborate de fiecare școală. Ele au fost supuse atenției Consiliului Profesoral, au fost aprobate în Consiliul de Administrație al fiecărei școli și nu în ultimul rând au avizul consilierului juridic al Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Doamna jurist a inspectoratului a lucrat zilele acestea, a văzut toate, de fapt nu zilele acestea, chiar săptămâna trecută, pentru că pe 16 februarie școlile au afișat deja aceste criterii specifice și a avizat criteriile lor din punct de vedere juridic, pentru că acestea nu trebuie să fie discriminatorii. Practic, din câte înțeleg eu de la dumneavoastră, aceste criterii sunt cunoscute la momentul de față. Sunt cunoscute, evident. Care sunt? Dați-mi așa câteva exemple. De exemplu, dacă, așa cum am spus, părintele locuiește, școala se află în drumul părintelui către serviciu. Dacă bunicii sau o rudă apropiată care se ocupă de îngrijirea copilului locuiește în zonă, în apropierea școlii, unde părintele vrea să ducă copilul. Dacă mama, spre exemplu, lucrează. Dacă mama lucrează în zona apropiată. Exact. Discriminatorii, și am avut cazuri în primii ani, când eram încă la început, nu pot fi primiți copiii părinților de cadre didactice, de exemplu. De ce? Pentru că se consideră că suntem o comunitate socială și asta este o discriminare. Copilul unui contabil, să zicem, să fie egal cu copilul unui cadru didactic. Pe mine mă lasă fără cuvinte acest criteriu. Da. Este nu real. E tot un copil? Este tot un copil, dar se pare că este o discriminare dacă va fi acceptat înaintea unui altuia care nu are părinții cadre didactice. Am înțeles. Bun. Mai sunt și alte criterii? Nu, cam acestea sunt cele mai frecvente. Bun. Luăm o scurtă pauză de publicitate acum și revenim la discuția noastră, pentru că mai sunt foarte, foarte multe lucruri extrem de importante pe care trebuie să le aducem în atenția părinților, spun eu în primul și în primul rând. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim la discuție după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, Coralia Matei, inspector școlar pentru învățământul primar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, invitata mea din această seară. Discutăm despre înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2015-2016. Sunt foarte multe lucruri pe care părinții, în primul rând, trebuie să le știe cu privire la aceste înscrieri. Doamnă, o următoare întrebare și logică ar fi... Unde se pot înscrie copiii? Care este modalitatea de înscriere a acestora? Trebuie părintele să meargă musai la școală sau există și varianta online? Vă rog. Așa cum deja dumneavoastră ați precizat, există două variante pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare. Prima ar fi aceea, părintele se duce la școala unde vrea să înscrie copilul, completează o cerere tip. Datele din cererea tip sunt introduse în aplicația informatică de către un membru al comisiei de înscriere din școală. Apoi, fișa de înscriere este tipărită, părintele verifică încă o dată datele care au fost introduse, semnează și astfel se consideră copilul înscris la școală. Alături de această cerere de înscriere, el trebuie să aducă ca și documente certificatul de naștere al copilului și actul de identitate al părintelui care realizează înscrierea. În original. În original, dar și copii. Copiile rămân practic în școală, numai că comisia pune conform cu originalul pe documente pe baza originalelor pe care părintele le prezintă. A doua variantă este aceea în care părintele poate completa această cerere online. Însă, procesul de înscriere nu este finalizat. El a completat cererea online, dar are obligația să meargă la școală și
se repetă procedura. Cererea care a fost completată online este tipărită în format, pe format de hârtie. El verifică datele care au fost tipărite în aplicație, semnează procedeul numit de validare, procedeul numit validare a cererii și de-abia în acel moment copilul este considerat înscris în școală. Practic, din câte înțeleg eu, este oarecum inutilă această înscriere online, de vreme ce părintele oricum trebuie să meargă la școală, oricum trebuie să completeze pe hârtie cererea de înscriere. Așa este. Nu mai completează încă o dată pe hârtie cererea de înscriere. Practic, dacă a trimis formularul este în valid. Variantă online, este valid, iar doar acolo merge și verifică încă o dată dacă datele tipărite au fost... Pentru acei părinți care, nu știu, nu au timp, spre exemplu, să meargă și să se ocupe de toată această procedură, unde pot găsi formulare disponibile? Pentru varianta online, mă refer. În varianta online? Pe site-ul Ministerului. Pe site-ul Ministerului, pe www.edu.ro, da? Sigur. Dacă părintele nu își înscrie copilul în școala de circumscripție, ci într-o altă școală, el trebuie să urmărească care sunt criteriile de departajare și să ducă în dosarul de înscriere și documente care ar dovedi cumva îndeplinirea acestor criterii specifice, pentru că s-ar putea să se ajungă la aplicarea acestora și el să aibă documente doveditoare. Deci numai dacă înscrie copilul într-o altă școală, nu cea de circumscripție. Bun, deci încă o dată, actele necesare pentru înscriere, cerere tip de înscriere, da? Copie și original după actul de identitate al părintelui sau al tutorelui, legal, da, pentru că există exact, și exact. Astfel de cazuri, copie și după, da? Spuneți, vă rog, și după certificatul de naștere al copilului, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, respectiv clasei 1. Numai dacă copilul este născut în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2015, alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și sau specifice acolo unde exact este în situația cazul. În care vă povesteam, dacă părintele duce copilul într-o altă școală decât cea de circumscripție. Bun. Există vreun motiv, doamnă, pentru care părinții, odată ce au aflat că aceste înscrieri debutează pe 23 februarie, să ia cu asalt unitățile de învățământ? Pentru că știți cum este la noi, e împământenită parcă treaba asta. Au început înscrierile, păi trebuie să ne ducem în prima zi. Că altfel, cine știe, se poate întâmpla să nu mai ocupăm un loc. Sigur, părinții doresc să-și înscrie copiii încă din prima zi, dar asta nu înseamnă că acelui copil se garantează sigur un loc în școala respectivă, dacă el nu aparține școlii de circumscripție. Da? Deci nu există nicio logică între ordinea în care te înscrii la școală, în clasa pregătitoare, și faptul că ești admis neapărat în școala respectivă. Practic, un părinte care dorește să-și înscrie copilul la unitatea de învățământ din zona unde și are domiciliul, poate foarte frumos să-și înscrie copilul chiar în ultima zi, sigur, da? Și, martie. Și, sigur, chiar și din cealaltă categorie. Și din cealaltă categorie. Asta am și spus, că nu este nicio concordanță între ziua în care te-ai înscris, ordinea pe care ai într-o listă a înscrierilor, într-un tabel al înscrierilor, și faptul că ți se garantează, dacă nu ești din școala respectivă, de școala de circumscripție, că ai un loc asigurat aici. De unde se pot informa părinții? Bine, i-am informat și noi, dumneavoastră, de fapt, în această seară. Cred că le-au fost extrem de utile toate lucrurile pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Cu toate astea, există anumite posibilități, pârghii pe care ei le au la îndemână pentru a fi cât mai bine informați în momentul în care iau o decizie. Calendarul prezentei metodologii prevede o perioadă de pregătire a înscrierilor la clasa pregătitoare. Astfel, pe 16 februarie, fiecare unitate de învățământ și inclusiv Inspectoratul Școlar Județean Prahova a postat pe site propriu, dacă au avut școlile, sau au afișat la loc vizibil, o sumedenie de documente, o serie de documente care să faciliteze accesul părinților la procesul de înscriere. Dintre acestea, metodologia de înscriere, calendarul de înscriere, actele care sunt necesare, programul în care se realizează evaluarea psihosomatică a elevilor, dacă au nevoie de această evaluare, circumscripția școlară și planul de școlarizare. În plus, dacă școala oferă program școală după școală sau anumite cercuri pe care copilul le-ar putea parcurge în paralel cu cursurile clasei pregătitoare,
sunt expuse aici. Din mai mult decât atât. Din grădinițe, spre exemplu, pot fi informați? Da, mai mult decât atât. În perioada... mă uit imediat să vă spun să nu vă dau o informație... 18-26 februarie, da, cred că vă referiți la ziua 16, porților deschise. Nu, 16-27 februarie, în unitățile de învățământ preșcolar, deci în grădinițe, se organizează ședințe cu părinții pentru a li se aduce la cunoștință aceste informații. Deci și din grădinițe. Și din grădinițe. Și am divulgat și apoi, eu. Există o zi a porților deschise, în calendar într-adevăr o perioadă, dar noi am considerat că ziua de sâmbătă este una potrivită, pe de o parte pentru că părinții sunt liberi și pot să meargă la acest eveniment. Pe de altă parte, având în vedere că foarte multe școli din mediul urban își desfășoară activitatea și după amiază, ca școala să nu fie aglomerată, să oamenii să se dedice în totalitate acestui eveniment, am stabilit ca sâmbătă această zi, 21 februarie, pentru ziua porților deschise. Bun, deci pe 21 februarie, sâmbătă aceasta, da, ziua porților deschise în toate unitățile de învățământ pregătite să întâmpine bobocii. Exact. Întrebarea mea este ce pot afla părinții în cadrul acestei zile a porților deschise? Cu ce îi ajută exact? Părinții pot cunoaște învățătoarele care preiau clasele pregătitoare. Sunt unități de învățământ care cunosc deja încadrarea pentru anul școlar viitor, dar sunt și unități de învățământ care nu pot face aceste prezentări. Pot cunoaște sala de clasă, pot cunoaște activitățile specifice care se derulează la clasa pregătitoare, pot cunoaște aspecte legate, v-am spus, de alte programe, programul școală după școală, știu și eu alte cursuri, cercuri care se desfășoară în școala respectivă. Există și o interactivitate în cadrul acestei zile a porților deschise? Practic, părinții pot adresa, sigur, mă gândesc că sunt foarte multe întrebări pe care ei vor dori să le adreseze fie învățătorului, fie directorului. Sigur, la acest eveniment au obligația de a participa directorul unității de învățământ, doamnele învățătoare care în acest an școlar predau la clasa pregătitoare și învățătoarele care vor prelua colectivele de clasă pregătitoare în anul școlar viitor. De ce doamnele învățătoare care predau în acest an? Tocmai pentru a oferi informații despre procesul de predare, despre disciplinele de învățământ, despre, nu știu, durata activităților, despre modul cum se realizează predarea, despre materiale didactice pe care le folosesc la clasă. Am înțeles. Pentru că vorbim de învățători, învățătoare, pentru că dumneavoastră mi-ați spus puțin mai devreme că a existat un astfel de caz chiar aici în Ploiești, la Colegiul Caragiale, unde numai puțin de 48 de copii au dorit să se înscrie la această unitate de învățământ. Noi avem un material pregătit în care, iată, un director de școală este de acord oarecum cu această opțiune pe care o au părinții, această dorință, mai bine spus, pe care o au părinții de a-și duce fata, băiatul către învățătorul X. Urmărim materialul, urmărim declarația pe care domnia sa o face și revenim la discuția noastră. Încep înscrierile în clasa 0. În această perioadă, cadrele didactice informează pe părinți despre planul metodologic, astfel încât alegerea făcută să fie cât mai bună. S-a dat startul oficial de înscriere la clasa pregătitoare. De fapt, este o etapă pregătitoare pentru înscriere, în care noi, unitățile școlare, împreună cu inspectoratul, avem obligația, conform metodologiei, să anunțăm planul de școlarizare propus, circumscripțiile școlare, actele care trebuie aduse în momentul înscrierii, criteriile generale și specifice școlilor aprobate de către Consiliul de Administrație și compartimentul juridic al inspectoratului școlar. Înscrierea propriu-zisă va începe de săptămâna următoare, iar în weekend, în majoritatea școlilor, va avea loc ziua porților deschise. De pe data de 23 februarie, chiar de luni, noi încercăm prin acțiunea aceasta zilei porților deschise, care la noi se organizează sâmbătă și bănuiesc că cam în toate unitățile școlare, ca să venim în întâmpinere părinților care sunt în zi liberă și pot veni, să viziteze spațiile, să stea de vorbă cu învățătorii, viitori învățători sau profesori pentru învățământul primar
care vor fi repartizați la clasele pregătitoare. Părinții trebuie să știe și faptul că fiecare școală are și criterii speciale în ceea ce privește prioritatea înscrierii. Copiii orfani de ambii părinți, copiii orfani de, deci, care nu țin de domiciliu sau de reședință. Copil orfan de ambii părinți, copil orfan de un părinte, cu probleme speciale, iar cele specifice am încercat să venim în întâmpinarea copiilor mici, pentru că există un principiu, școala să fie cât mai aproape de elev. Am stipulat acolo că în momentul în care prin documente se demonstrează că părintele copilului lucrează undeva în apropierea instituției noastre și dimineața îl poate aduce la program, este o condiție specială și mai există o altă condiție, dacă copilul într-adevăr, și la fel trebuie să demonstreze, este în îngrijirea bunicilor, bunicii locuiesc în circumstanța școlii noastre. O situație mai specială care a stârnit discuții în rândul părinților este alegerea cadrului didactic, de multe ori una preferențială. La un moment dat, opțiunea aceasta a părinților determină un cadru didactic să desfășoare o activitate de un alt nivel, se face cunoscut, apreciat și se optează pentru noi. Și noi încercăm, prin alte metode de repartizare a copiilor și opțiunea părinților. Deoarece n-aș vrea să apară discuție, știți, copilul meu sau doamna învățătoare nu se mulează pe comportamentul copilului meu, pe stilul, pe abilități, pe aptitudini și așa mai departe. La școala centrală din Câmpina se vor forma 3 clase pregătitoare a câte 25 de copii. Am revenit, doamnelor și domnilor, sunt multe, cel puțin din informațiile pe care le am eu, astfel de cazuri de părinți care spun eu îmi duc copilul la învățătorul X pentru că îl cunosc, pentru că îmi place, pentru că știu că are rezultate, pentru că. Așa este. Și noi știm unități de învățământ care, odată finalizat procesul de înscriere la clasa pregătitoare, organizează ședințe cu părinții copiilor deja declarați admiși, să spunem, să folosim acest termen, deși mie nu mi-a plăcut niciodată să-l folosesc. Organizează ședințe cu părinții și le solicită o oarecare opțiune pentru un anumit învățător din școală. E normal părintele să prefere unul dintre cadre. Poate că, repet, a avut un copil care a fost învățătorul și îl cunoaște foarte bine. Poate că a auzit, poate că are un vecin care, cu care merge împreună la școală și preferă să fie la aceeași învățătoare ca să aibă un program comun cu copilul său. Și eu sunt părinte și eu am ales învățătorul copilului meu. În vremea aceea era mai ușor de optat pentru un anumit învățător, chiar dacă nu era în circumscripția școlară aderentă. Da. Vreau să vă mai întreb acum. Mă gândesc eu că din aceste 263, dacă am reținut corect, de clase pregătitoare înființate pentru anul școlar 2015-2016, vorbim, asta la fel pentru a-i lămuri pe părinți, vorbim de cadre didactice calificate, specializate pe ceea ce vor face cu copiii. Da. Nu mai este o noutate faptul că toți învățătorii care preiau colectivele claselor pregătitoare participă. Titulari sau suplinitori calificați. Da. Bun, calificați. Da. Participă în perioada vacanței de vară la cursuri de pregătire pentru clasa pregătitoare. A fost un proiect care s-a derulat cu fonduri europene. Este la al treilea an când organizăm astfel de cursuri. După 2 săptămâni de formare, așa au fost în prima etapă, apoi s-a diminuat numărul de ore, dar ei pleacă de la aceste cursuri de formare pregătiți să facă față a tot ceea ce înseamnă nou în clasa pregătitoare, față de modul în care au fost obișnuiți să predea până acum. Practic, are loc și o posibilitate pe care o au aceste cadre didactice de a învăța cât mai multe despre psihologia copilului. Pentru că mă gândesc, eu cel puțin, că este mult mai greu să lucrez cu un copil ieșit din grădiniță, care abia a împlinit 6 ani, decât este să lucrez cu un copil de 8, 9, 10 ani. Și sub acest aspect, dar clasa pregătitoare a venit cu o serie de noutăți.
În primul rând, amenajarea spațiului educațional este unul nou. Există centre de interes, bibliotecă, centru de construcții, există câteva elemente de management al clasei pe care învățătorul trebuie să le respecte. Există un calendar, copiii în fiecare zi vorbesc despre condițiile meteo, despre starea vremii, despre ziua în care se află, ce zi a fost ieri, mâine ce zi va fi. Sunt evidențiați copiii care sunt născuți în zilele respective. Dacă un eveniment important pe care copilul vrea să-l relateze, există un moment cu care începe întreaga zi de curs, numit întâlnirea de dimineață. Este practic momentul când învățătorul creează un context pentru, favorabil pentru a derula celelalte activități pe parcursul zilei. Faptul că avem un plan de învățământ nou, cu discipline noi, limba și literatura română a fost înlocuită cu comunicare în limba română, matematica a fost înlocuită cu matematică și explorarea mediului, artele au fost înlocuite cu arte vizuale și abilități practice, educație plastică cu arte vizuale, mă rog, deci acestea așa, iar muzica cu muzică și mișcare. Asta deci, pentru a fi mai pe înțelesul copilului? Nu, pentru, nu. Deci, practic, numai dacă ne gândim la noile denumiri ale disciplinelor, aceste noi denumiri sugerează și un alt mod de abordare a lor. Da? Nu mai vorbim doar despre muzică, vorbim despre muzică și mișcare. Mișcare. Și atunci învățătorii la aceste cursuri sunt formați să predea această disciplină într-o nouă manieră. Muzică plus mișcare. Practic, da? Această clasă pregătitoare este un fel de grupa mare a grădiniței sau, din contră, odată ce ai intrat în școală, este școală, dar îți trebuie într-adevăr un alt tact, trebuie să fii un fiind psiholog pentru a-ți apropia copilul. Sigur, care eu nu aș face comparația aceasta. Este clasă pregătitoare, grupa mare sau grupa pregătitoare au fost la grădiniță. Gândiți-vă numai la faptul că există un mobilier care este total diferit de cel din grădiniță. Deci copilul stă în banc, așa cum stă la școală de obicei, ce-i drept că au și alte spații amenajate, au un covor pe care ei pot merge dacă se simt obosiți să se relaxeze, învățătorul poate organiza activități care să se desfășoare în acest spațiu de joacă, dar nu. Nu putem să înlocuim grupa pregătitoare sau grupa mare cu clasa pregătitoare. Sunt conținuturi, există o programă diferită de ceea ce făceau copiii în grădiniță. Practic, acum se familiarizează cu sunetele, cu literele, citesc, dar numai pe bază de etichete, deci nu se face o citire așa cum se realizează procedeul de învățare a cititului și scrisului în clasa 1. Au părinții motive să se sperie că, eu știu, odată ce copilul intră la clasa pregătitoare, va avea de-a face cu foarte multă teorie, foarte multă materie pe care poate nu va reuși să o acumuleze așa cum trebuie? Nu. Chiar dacă la clasa pregătitoare dumneavoastră spuneți și poate că sunt și eu de acord cu ideea că și în grădiniță ei se familiarizau cu literele, deprindeau primele taine ale cititului, să zicem, da? Sau scrisului, a socotitului. Dar introducerea clasei pregătitoare în școală este un câștig pentru copil, în primul rând. De ce? Și am să vă dau un exemplu concret. Gândiți-vă că la școala Sfântul Vasile, să spunem, da? Se formează o clasă pregătitoare. Care sunt posibilii candidați? Da? Sunt copii care vin din 5 grădinițe, de exemplu, sau din 10 grădinițe. Fiecare a fost format de o educatoare. Corect. Și atunci, startul automat nu mai este același. Da? Unul a învățat ceva într-un anumit fel, celălalt, da? Acesta este cel mai mare avantaj al clasei pregătitoare, că îi pregătesc pentru școală, îi pregătește același om. El știe ce urmează și știe ce să facă, astfel încât atunci când va începe adevărata școală cu scris și citit, să aibă copilul formate de prindere, abilități care îi sunt necesare în clasa 1. Practic și o compactare oarecum a informației pe care o primesc în grădiniță și o aliniere a acestora, exact, să spun exact, așa, către exact clasa 1. Da, exact. Am înțeles. Bun, haideți pentru părinții care au deschis televizoarele puțin mai târziu să le spunem, doamnă, că înscrierile pentru clasa pregătitoare anul școlar 2015-2016 începe 23 februarie până pe 13 martie.
Bun, și încă o dată am să vă rog să-mi spuneți care sunt categoriile de copii, de vârste, care merg la clasa pregătitoare, deci, în acest an școlar. Deci, obligatoriu, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august trebuie să meargă la clasa pregătitoare. A doua categorie, cei născuți între 1 septembrie și 31 decembrie 2015 pot fi înscriși la solicitarea părinților la clasa pregătitoare, dar numai cu aviz favorabil din partea Comisiei Județene de Asistență Psihopedagogică, care evaluează copilul din punct de vedere psihosomatic. Și acestea sunt cele două categorii prevăzute în metodologie. În cazul celor de 7 ani care merg direct în clasa 1? În cazul acelora care merg direct în clasa 1, se înscriu direct la școală, la școala la care doresc, de circumscripție. Dacă împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie, se pot înscrie la clasa 1, dar cu evaluare, cu aceeași aviz favorabil din partea Comisiei de Evaluare. Bun, iar această înscriere se face la unitatea de învățământ pe raza căreia părinții își au domiciliul. Exact. Este o condiție prioritară, să da. Spun așa, pe care ei trebuie să o îndeplinească, dar există și excepții de la această exact. Regulă. Există și a doua etapă de înscriere pe care noi nu am precizat-o încă. Este vorba despre 24 martie, 3 aprilie și în această etapă se înscriu acei copii care nu au reușit să fie înmatriculați într-o unitate de învățământ, fie că este cea de circumscripție. Asta datorită părinților. Deci sunt părinți care sunt plecați în străinătate. Și care nu au apucat exact. Să înscrie în prima etapă. Dar și din cealaltă categorie care au optat pentru o anumită școală, care nu era de circumscripție și nu au reușit să prindă un loc disponibil. Acel loc rezervat despre nu, care... Și nu, au bifat, și nu au bifat Aha. în cerere opțiunea că vor să se întoarcă în școala de circumscripție. Am înțeles. Da? El atunci, teoretic, este neînscris și se poate înscrie în această perioadă, 24 martie, 3 aprilie, în școlile care au locuri disponibile. În școlile care au locuri disponibile. Deci chiar dacă vorbim de unitate de învățământ pe raza domiciliului, dar părintele nu a bifat faptul că dorește să-l înscrie în acea unitate, dacă locurile s-au ocupat... Sigur, noi le recomandăm părinților, chiar dacă solicită o altă școală decât cea de circumscripție, să menționeze în cerere că se vor întoarce la școala de circumscripție. În felul acesta locul lui este rezervat. Riscă apoi să nu prindă loc nici măcar în școala de circumscripție și să fie nevoit să meargă doar în școlile care mai au locuri libere. Puține la număr. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit în această seară și vă mai aștept și altă dată cu mare drag. Sunt convinsă că sunt informații care au fost extrem de utile părinților care au copii ce vor intra la clasa pregătitoare. Spor la treabă, vă doresc. Vă mulțumesc și eu. Domnilor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Nu uitați, așa cum spunea și doamna inspector Coralia Matei, pe 21 februarie, sâmbătă aceasta, practic, în toate unitățile de învățământ din Prahova, are loc Ziua Porților Deschise. În cadrul acestei acțiuni, părinții pot interacționa cu învățătorii, cu directorii de școală, pot vedea, așa cum spunea și doamna inspector, unitățile de învățământ pregătite pentru ceea ce înseamnă clasa pregătitoare a anul școlar 2015-2016, pot pune întrebări, practic școala este a lor, să spun așa, pentru o zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că v-au fost de folos informațiile pe care vi le-am prezentat în această seară. Numai bine vă doresc, la revedere!